Și bine am regăsit la un nou vlog. Astăzi mergem după apă. Și astăzi este o zi minunată, pentru că este ziua florilor. La mulți ani tuturor care poartă nume de floare. Și aici avem și pe mami. Bună. Și pe tati. Bună. Și mergem după apă, cum v-am zis. Și o să ne oprim la mănăstire și o să ne oprim și la înghețată. Este o zi extrem de călduroasă și haideți să vă arăt peisajele. Cam acestea sunt peisajele. Sunt extrem de frumoase. Noi aici avem folie să nu ne bată soarele și de aia se vede așa închis și aici așa deschis. Acolo e parbrizul. Îmi place foarte mult. Revenim când ajungem. Am ajuns la Ocna de Fier și este extrem de multă lume. N-aș ști câtă lume este. Da. De aici așa, aici se îmbuteliază și se extrage apa. Aura. Poate ați auzit de ea, o apă cu calități, proprietăți deosebite. Noi de aici așa venim și luăm apă naturală și gratis. Da, tot surplusul care iese din fabrică curge la un izvor acolo și de acolo ne luăm noi apă. Da, și de aici avem. Și este și gratis și rece, bună. Și bună în primul și în primul nu e vorba. Și mai sănătoasă. Sănătoasă, da. Taniei, când era mai micuță, nu-i dădeam chiar atât de mult, dar acum bea doar apă din aceasta. Când ajunge, bineînțeles, peste iarnă nu am fost. Cred că din vară, toamnă, nu am mai fost aici așa. Cum a venit căldura, o să venim din nou în mod regulat să ne luăm apă de aici. Este cam la 30 de kilometri de Reșița. Nu e foarte mult. Și un peisaj superb. Nici aici așa. Nu face. Da, păduri. Când ne întoarcem ne vom opri și la mănăstire. O să vă arătăm și de acolo. După cum v-am zis. Da. Și o să vă arătăm și de acolo. Revenim cu noi imagini. Vă pupăm. Am ajuns la un mic copac, să zic așa. Da. Acolo jos, nu știu dacă se vede, este mănăstirea. O să cobor mai un pic. Da. Și ia uitați ce îmi place mie să fac. Nu neapărat pe partea asta și pe partea aia îmi place să fac, dar pe partea asta n-am încercat. Adică am încercat odată. 1, 2, 3, 4. Este foarte super. Vreau să mă fac pe aici. Ia uitați-vă. Bună! Tati! Uite! Uitați un fluturaș alb! Și pot să fac și asta. E super! Veniți aici că e superb! Dacă sunteți din Reșița. Dar am văzut că au venit mulți oameni, cred că din Hunedoara, din Timișoara. Fac drumeții! Și haideți să mergem până încolo, să vedem mănăstirea. Este foarte cald, așa că nu vă întrebați de ce suntem în tricou. Chiar dacă suntem în mijlocul pădurii secii. Și o să urmez eu un vlog sau mai fac un vlog înainte. Da, o să mai fac un vlog înainte. Și după
ce vlog care o să fie cu la 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 la, nu vă spun. O să vedeți în acel vlog. Să vedem dacă mă urmăriți și dacă mă urmăriți și ați văzut acel vlog, încă nu este postat, încă nu l-am văzut, o să-mi dați comentarii pe Facebook. Și o să fie un vlog joi. O să fie un vlog superb. De-abia aștept. Vine cineva la mine. Dar nu așa, vine cineva la mine din familie care este foarte departe. O să vedeți în vlogul ăla. Pentru mine, joi, o să fie un vlog extrem de minunat. Vine cineva la mine din familia mea și de-abia aștept. O să vă zic din ce este. Este din București. Puh, și de-abia aștept. Și o să petrecem Paștele împreună la țară. Adică la Ciortea, dacă vă întrebați unde este țara mea. Și să zic, nu țara, țară, ca România. La țară, la Ciortea. De acolo este și mama lui tati, și mama lui mami, și tata lui tati, și tata lui mami. Acolo stau ambii. Și haideți, uite-ți de mai aproape mănăstirea. Am ajuns la mănăstire. Mănăstirea Vasiova. Acum urcăm. Sper să ne lase să filmăm de acolo. Dacă nu, o să... Punem poze. Da. Măcar atâta. Uitați acolo. Lățuși de găini. De toate. Ce rase. Opa. Și abonați-vă la Tania Kids Show. Și pe TikTok. A să zici cocoșule. Cocoșule, uita. A să zici. Auzi, a zis da. Cred că cocoșii vorbesc între ei. Mamă, ce frumos e. Gata, am terminat și cu mănăstirea, acum aceasta este, acolo este mami, ea nu face parte din mănăstire, adică nu e pus așa, la, chiar la mănăstire. Așa, dacă veniți aici, să recunoașteți unde am fost noi. Și dacă v-a plăcut acest vlog, acest minunat vlog, nu uitați să vă abonați, să dați un like și pe clopoțel. Și acum o să vă arăt ce mi-am luat eu de la mănăstire. Mi-am luat lavandă. Mi-am luat o lumânărică. Este cu o inimioară. Super faină. Și o brățară albă. Ălea, alea, alea, mi-erau mari. Asta mi-e numai bună.